O nouă licitație pentru locurile de parcare recent amenajate de către municipalitate va avea loc în perioada următoare. Licitația va fi organizată online. Acest lucru în cazul fericit în care același loc de parcare nu este revendicat de mai multe persoane. Atunci când solicitările sunt mai mari, se va organiza o licitație în sala Grigore Cercheza a Palatului Culturii Teodor Costescu. Este vorba de parcările 104 și 105 care au intrat în faza finală și vor fi ședințele de atribuire licitare. Bineînțeles, majoritatea locurilor vor fi atribuite online, doar acolo unde există concurență pe un anumit loc vor veni persoanele interesate pentru a fi cât mai transparenți posibil. Din acest punct de vedere, una din ședințe este programată pe data de 14 la ora 10 în sala Grigore Cercheza, iar cealaltă în data de 19 la ora 10. De asemenea, de luni se vor mai depune pentru încă 4 parcări, de data aceasta puțin mai mici, cu locuri între 15 și 60. Se vor depune timp de 2 săptămâni pentru aceste parcări în zona Cogălnicianu numărul 2, sediul Direcției Patrimoniu, timp de 2 săptămâni. La licitație se pot înscrie severinenii care fac dovada domiciliului la maximum 50 de metri de locul de parcare. Dosarul de înscriere pentru închirierea unui loc de parcare trebuie să conțină copie după buletinul posesorului autoturismului, certificat de la Direcția de Taxe și Impozite Locale de unde să reiasă lipsa datoriilor, o copie după certificatul de înmatriculare, precum și o cerere tip.